Domnișoara Butterfly. Comedie de Tudor Mușatescu. În distribuție Melania Cârje, Ileana Stana Ionescu, Virgil Ogășanu, Alexandru Repan, Victoria Mierlescu. Regia artistică Dan Puican. M-ai speriat, zău, Catinca, ce faci? Aici erai, păi, domnul Puiu, păi de unde să știu? Dar ce făceai? Dormeai în balansoar? Dormeam, unde vezi că dormeam? Învățam, da, învățam cu ochii închiși. Păi da, că vezi, cu ochii închiși se vede mai bine. Păi te cred, toate lucrurile se văd mai bine cu ochii închiși când te gândești la ele mai atent, mai te concentrezi. O fi acum după moda nouă. Înainte cu ochii închiși nu vedeau decât orbii. Ia cărțile astea de acolo, că trebuie să pun masă. Da, cât e ceas? Păi trebuie să fie 8, că al meu de la bucătărie a stat un ceas și era 7. Mm-hmm. Păi, exact, 8:30. Aoleu, acum trebuie să vină domnișoara de la birou. E, hai, mamă, hai, ce faci? Iei cărțile de aici sau ți le pun pe foc? Hai, lasă, că le iau eu. Hai, ia-le. Cum le-aș mai pune pe foc, Atinco, dragă? Cine, dumneata? Da. Să pui cărțile pe foc? Hai, da, de... Păi nu există. După ce stai toată ziua cu nasul în ele. Da, și totuși o să vezi cum o să le pun pe foc. Da, după bacalaureat. Incinerez în bloc. Vorbe. Cineva care a luat premiul întâi în toate clasele nu șarte niciodată cărțile. Le leagă, le păstrează, cum păstrează decorațiile, îi determină războaiele în viață. E, uite, o vezi? Pe asta o execuția din tâi și nu pe jeratic. A, să nu crezi că pe jeratic, la cuptor, ca să sfârșească în chinuri groaznice. Ia ascultă, Catinco, tu știi cine e Catilina? Cum îi zisești? Catilina. De unde? Nu știu. Dar nu e de pe aici, de pe la noi. Nu, dragă, nu e de la noi. Nu, e un mizerabil de conspirator. Conspirator? Da, conspirator, știi ce e aia? Ei, brava! Păi cum să nu știu? E dăia cu pelerină care conspiră pe la cinematograf când mă duc eu cu cocoana. Exact. Și ăsta, Catilinca, ăsta, contra cui a conspirat? Contra elevilor de liceu, secția modernă. Da, și asta nu mai intra dins pentru ca clănțăul de Cicero să poată ține discursuri la Roma, pe care să îi le învățăm noi pe din afară la București. Aoleu, să te audă că-l faci clănțăul, să vezi cum te dă afară din școală. Te-ai deșteptat indispus și de-aia vorbești așa. Ba nu, vorbesc pentru că m-am plictisit să mai învăț, să știi. Ce nevoie am eu de Cicero și de Catilina? Ce mă privește pe mine cu ce e egală tangenta de A sau suma pătratelor catetelor? Mă rog, omul trebuie să învețe de toate. Pentru ce? Ei, așa, ca să știi. Ca să știe ce? Fleacuri, domnișoare Catinco, fleacuri. Astăzi omul trebuie să știe numai un singur lucru. Cum să facă dintr-un leu 2, din 2 4 și din 4 40? Ori asta nu se învață nici la latină, nici la trigonometrie, nici la... Catona din Utica ar mânca la pâinea zilnică astăzi. Și în schimb, Milica Dumitrescu, logodnicul soră-mii, câștigă o avere vânzând accesorii de automobil. Ia să-l întreb pe Milica cine e Filip al doilea. O să-ți răspundă că e băiatul bătrânului Filip cu reprezentanța de automobile și că-i zice al doilea ca să se deosebească de Filip întâi, frate sau mai mare, care e extremă dreaptă în nu știu care echipă de fotbal. Doamne, ferește, doamne, dar ce te legi acum și de Milica? Da, nu mă leg, îl citez. Milica mi impune respect, fiindcă are prăvălie și în loc să se omoare cu Cicero, moare după Magda, după soră mea. Câte tacâmuri pun la masă, Coniță? Trei, Catinco. Păi a spus domnișoara la prânz că astă seară vine și domn Milica. Dar atunci ce mai întrebi? Pune 4. Bine. Iar ați spus ca un ăsta rupt la masă. Totdeauna îl puneți când vin musafir. Dar ce, Milica, e musafir? Păi
Păi nu uita că mănâncă la noi de cel puțin 3 ori pe săptămână și când cineva mănâncă la noi de 3 ori pe săptămână, nu mai e musafir. Și în orice caz, eu nu înțeleg de ce să stau numai eu pe scaunul ăsta cu risc. Să stea și el, că oricât, pe jumătate deocamdată, face parte și el din familie. Apropo, că veni vorba și pe când crezi, domn Puiu, că o să facă parte de tot? Păi știu și eu, am auzit prin casă că o să facă nunta la toamnă. Ala, eu sunt copil și nu mi se spun asemenea lucruri serioase, așa că... Păi vremea mea, ce să spun, nu se lungeau logodnele atât. Uite, de exemplu, a mea personală. Așa. Cum e azi? M-am cunoscut cu el în Cismigiu, că era duminică. Mâine m-am logodit, că era luni. Duminica e la altă, m-am cununat. Și la o săptămână după nuntă, tot într-o duminică, ne-am bătut până luni dimineață, de parcă eram luați de când lumea. E da, le zic și eu vremuri patriarhale. Bătaia făcea parte din luna de miere, nu? Ce frumoasă o să fie domnișoara mireasă. Și lui domn Milica o să-i stea bine cu pălăria ta. Crezi? E, sigur, o să-l mai înalțe. În viața mea n-am putut să sufăr genere bondoc. Gata, Conuță. Cât zise că e? Păi, 9 fără un sfert. Ce-o fi cu Magda că întârzi atâta? Catinga, du-te la bucătărie și întoarce friptura. Da, vin, ai pus dumneata în sos? Da, am pus chiar prea mult. Da, atunci eu nu mă întorc și la sos nu mă amestec. Da, te rog chiar să nu te amesteci. Da. Iar treci odată și bacalaureatul ăsta. Dar de ce ți-e frică? Ție? Frică mie? Nu, dar cum o să-mi fie frică? M-am plictisit însă, mamă. Unde, puile? Primăvară. Ai și tu 17 ani și... De, e normal să înceapă să te plictisească școala. Nu, de ce zici tu, nu? Vreau să-mi fac și eu un rost, să câștig și eu ceva. Știi că mă gândesc de multe ori că Milica nu se însoară mai repede cu Magda din cauza mea. Din cauza ta, de ce? Fiindcă eu nu câștig nimic. E... Fiindcă odată însurat, s-ar simți poate obligat să ne ajute și pe noi. Prostii, drag. Dar mi-ar părea bine dacă Magda i-ar spune totuși lui Milica limpede. Ce să-i spună? Că nu trebuie să se gândească în niciun caz că va fi nevoie să aibă grijă de mine. Mamă, spune-i tu Magdei să lămurească, să... Bine, puile, bine, am să-i spun. Da, nu așa cu frică, cum ești obișnuită să vorbești cu ea. Cum cu frică? Da, las că știu eu că ți-e frică de Magda, știu frică, eu. Frică, nu. Însă nu-mi place să mă amestec în treburile ei, mai ales că... De 5 ani de când a murit taică-tu, ea se ocupă și de treburile mele. Am pus, Coniță! Ce? 3 linguri de vin în sos. Vai de mine, Catinca! Și ca să ne îmbătăm din friptură. Ce puteai întors-o? Na, că am uitat. Fiera ria de friptură. Veniți să vedeți? Vin, of, doamne, tot eu să le fac pe ziua de ziua de așa. Deci, simt pătrat de A plus cos pătrat de A egal cu ce? Habar n-am cu ce e egal. Cu ce? Sim pătrat de A. O, noroc, șefule, noroc. Saltare, director. E, ce faci? Tocești, așa. La ce tocești? La trigonometrie? Nu la trigonometrie, la matematică. Aia, așa, șefule, și ce le faci? Ce? Tot pe cifre se bazează. Uite, 1, uite, 2, uite, ăla. Ai auzit, n-ai vreun jurnal de astăzi seara? Ba da, uite-l colo lângă radio. Așa, găsi. Bă, s-ar puișor. Sim pătrat. Ce mai faci? Minus... Cos iar minus. Mama e la bucătărie? Da, pune vin în sosul de la friptură. Auzi, de la 5 după prânz face cu schimbul cu Catinca. Să vezi că până la urmă o să mâncăm vin la tavă. Hai, doamnă. Da, sim pătrat de A plus cos pătrat de A egal cu cât o fi asta? Egal cu 1. Cu 1. Ca să vezi că tot mai țin minte formulele fundamentale din trigonometrie. Așa e, de ce ați venit așa târziu? De ce? Magda, uite, Magda, eu am vrut să venim mai devreme, dar Magda nu s-a lăsat până n-am mai scris la mașină câteva oferte. Foarte bine, treburile înainte de toate. Așa, desigur, treburile, bine, dar vezi că Magda cam exagerează, înțelegi? Uite, puiule, gata ecuația. Ai văzut că a ieșit? Dragă, mami, dragă, după ce muncește toată ziua, seara îi mai ajute și lui frate la dumneavoastră. Așa, zău, eu mă mir, așa, unde am găsit-o atât de vretică? Adevărat, zău, unde mai poți găsi o fată ca ea ziua de azi? Nici în străinătate, cred că să nu înțelegi. Înțeleg. Vezi, dacă zici mereu așa, râde de tine. Eu nu știu ce naiba am să mă dezvăț, nu pot, uite, m-am obișnuit așa, înțelegi? Te năcășesc, Milica. Chisei, mă, să tachin. Îmi pare bine că ești mulțumit. Da, mă, mulțumit. Asta nu e nimic, înțelegi?
Sunt fericit, mamă. Sunt fericit. Știi că vorbesc și singur pe chestia asta? Ia uite, și ce ți spui? Păi ce să spun? Mă uit așa în oglindă și zic: "Bă, Dumitrescule, fii atent aici. Uite-te la mine aici. Auzi? Ai avut un noroc, Chior, înțelegi? Bagă de seamă, Milica. Norocul vine numai o dată în viață. Trebuie să îl ții bine când ai pus mâna pe el." Da. Mâncă, maicuță. Milica trebuie să fie mort de foame. Da, mamă, da, gata, imediat. Da, peste câteva minute ne așezăm la mamă. Ești obosită, Magda? Nu. Dacă e un film bun pe undeva, m-aș duce la un cinematograf. Auzi, chiar că mi-am seamit. Hai să mergem la Marmar. Are artiști, nu, are nu, 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 nu-mi plac filmele cu întrerupe. Dă-mi ți-l jurnalul tău, te rog, să văd ce și unde se joacă. Ia stai puțin. Nu vezi deja nimic. Da. Săptămâna viitoare cântă Huberman la Ateneu. Du-te și tu. Dar din ce cântă asta? Din vioară. Atunci ne ducem sigur, eu sunt mort după lăutar. Mergem, numai dacă înțelegi. Nu, să vedem. Dar nu se poate să nu te duci, dragă. Înainte nu pierdeai niciun concert. Înainte erau alte timpuri, mamă. Și eu eram altfel. Acum însă. Hai, domne, ce facem? Mâncăm ori nu mâncăm? Se arde vinul la cuptor. Mai zi, du-te și spală-te pe mine. E bine, bine. Hai, spală-te bine acolo și nu mai... Chiar mă mir, ce face că ating acolo că nu dă la masă? Asta este. Până nu mă duc eu la bucătărie, nu se gândește nimic. Magda, acum că am rămas singuri, vezi tu, eu înțelegi, nu așa prin urmare, cum se înțelege. Ce sunt pregătirile astea oratorice și mai ales acum pe stomacul gol? Dacă, cum să spun, dacă mă e așa, uite că nu mai pot să spun nimic. Bine. Află că de o săptămână, da, de o săptămână așa mă pregătesc în secret prin, pentru convorbirea asta cu... Da. Am luat și un sirop. Da, contra timidității și pentru stimularea inteligenței am luat un... Vai de mine, dar ce ai de gând să-mi spui? Este acum gata. Deci mi-am pierdut curajul, mi-am zis. Băi, să știi, învățasem pe din afară, firar să fie siropul e... Haide, Milica, hai. Da. Ia uită-te tu în ochii mei. Așa, drept, cinstit. Cum știi tu să te uiți? Așa. Acum, după ce ai luat sirop contra timidității... Uite, Magda... De două luni, înțelegi, de când ți-am pus pe deget tinerul ăsta, m-am gândit foarte mult la tine, înțelegi? Înțeleg. Da. Și sper că nu te-ai gândit de rău. Eu? Cum să mă gândesc la ceva rău? De fapt, însă, mie așa mi se întâmplă foarte rar să mă gândesc. Așa e, n-am timp, n-am ce să... Seara când vreau să mă gândesc în pat... Sunt prea obosit, adorm, înțelegi, imediat. Bietul băiat. Magda, eu până când te-am cunoscut pe tine eram altfel, eram mai... nu știu cum. Acum însă m-am schimbat, înțelegi? M-ai schimbat tu, adică am început, înțelegi, să citești o cărță. Am început să merg la cinematograf, la teatru, la ăștia, la... Ba, într-o duminică dimineață m-am dus și la o conferință. Da. Da, știi ce am aflat? Cum se înmulțește să hrănesc pești. Înțelegi? Păi da, nu prea are chestia asta de a face cu accesorii de automobil, dar oricât eu când mănânc câte o plătică în zaramură la tăticul acolo, știu că respiră prin branhii, branhii, da, tot e ceva, mănânci științific. Hai că mă ia afer acum, nu nimic la științific. Încet, încet însă să mă cultiv, să mă șlefuiesc, eu să ajung și eu, înțelegi, de familie bună, intelectuală, așa ca tine, ca, știi, da. Azi noapte, de exemplu, am terminat citit o carte extraordinară. Da? Ce carte? Ion Vi. Da, de Maupassant. Nu, nu-i de Alcala asta. Da, și-am mai citit și Stăpânul Lumii de Dumas. Nu, Dumas. De Dumas, mă rog, Dumas. Așa cum, da, să știi că romanul e nemaipomenit, să zici, o parte acolo, la mijloc, cam la, da, pe la mijloc, așa, în care vorbește despre logodnice. Da? Da, și ce spune despre logodnice? Păi că, dai seama, înțelege, cel mai fericit timp din viața fetelor este logodna. Și să știi că are dreptate, Dumas. Da, și de ce, mă rog? Fiindcă așa este. Când e logodită o fată, păi toată lumea o felicită, nu? Toate prietenele nelogodite crapă. Dacă plânge fără motiv, nu zice nimeni nimic. Dreptul ei, e logodită. Păi dacă râde ca proasta, pardon de expresie, ca, mă rog, e logodită, nu? Păi dacă vrea ceva... Păi imediat se face, uite, gata, e logodită, n-ai, păi dacă are nervi și vrea să-ți dea și cu ceva în cap, păi trebuie să-i zici mersi, fiindcă ea are nervi, ea are, că înțelege, logodită, e așa. Nu știu, Milica, dar în privința asta cred că eu nu semăn deloc cu logodnicele de care vorbește Dumas. Exact,
exact, Magda, dar și tocmai de-aia m-am gândit că poate tu nu ești, cum să spun eu, nu ești pentru mine o logodnică adevărată. Nu înțeleg ce vrei să spui. Vreau să spun că poate, nu știu, nu ești fericită așa cum trebuie să fii, o logodnică, și atunci nici nu par tu ca celălalt așa. Nu, tot nu înțeleg. Cred că nu ești o logodnică adevărată așa cum scrie Dumas. Pentru că logodna noastră nu s-a născut din dragoste. Milica. Știi bine, ba, nu s-a născut. Nu, ne-a aranjat-o madame Corcoveanu, ba, dar ce? Milica, se poate să te gândești la așa ceva? De ce să nu mă gândesc dacă așa este? E așa este. Și sufăr, să știi. Sufăr la gândul că pe tine lucrul ăsta te doare. Și dacă ți-am spus toate astea, înțelegi, eu ți-am spus numai așa ca să spun, ca să aș vrea, înțelegi, nu știu cum să mă exprim, ce să spun. Magda. Magda, aș vrea ca și tu să fii la fel cu logodnice din carte. Fiindcă eu te iubesc cu adevărat. Mica. Magda, te iubesc. Nu pentru că m-a pețit pe mine madame Corcoveanu, nu. Înțelegi, ca partidă, nu. Adică, Magda, eu te iubesc pe tine în persoană. Oh, ești foarte drăguț, Mica. Nici nu știi cât ai fost drăguț acum. Magda, te iubesc cu adevărat. Vezi? Vezi, acum sunt și eu o logodnică adevărată, așa cum scrie Dumas. Da? Fiindcă sunt fericită. Ai făcut foarte bine că mi-ai spus ce mi-ai spus. Magda, Până acum ce e drept, deși logodiți de atâta timp, n-am prea vorbit de dragoste. Ne-am bănuit numai sentimentele, nu? Da. Acum m-am convins că mă iubești. Acum știu sigur. Și e bine când știi, sigur? E foarte bine. E minunat. Uite, simt în ființa mea întreagă ceva cald, bun, tulburător chiar. Vezi tu, Milica, până acum mă gândeam că o să ne întemeiem căsnicia pe sentimente nesigure. Că o să plecăm în viață așa, cu inimi nedumerite. Că o să facem și unul și altul o căsătorie de rațiune, de conveniență, cum se zice obișnuit. Da. Și, vezi, deși era mulțumită, îmi părea totuși nițel rău pentru visurile mele de fată, pe care mai întotdeauna viața le strivește brutal. Cum ai strivi fluturii cu bolovanii. Acum însă, când știu că mă iubești, când logodna noastră de conveniență e reabilitată, știi, simt în sufletul meu o lumină, o lumină nouă și parcă două aripi mari s-au deschis. Magda. Dragul meu, bunul meu, Milica, logodnicul meu. Magda, să știi că îl dau pe Dumas la legat. Bine faci. Mi se pare și mie că se pricepe mai bine la căsătorii decât madame Corcoveanu. Căsătoria adevărată nu e decât o întrebare și un răspuns. Mă iubești? Te iubesc. Da. Eu ți-am răspuns neîntrebat, ai văzut. Și nici măcar nu ți-am pus și eu ție întrebarea asta. Nu. Da. Nu. Și nici să nu mi-o pui încă. Mai puțină răbdare. Știi, după cele ce mi-ai spus astăzi, în curând, dar știi, foarte curând, cred că voi putea să-ți răspund și eu, tot atât de sigur și de neîntrebată cum mi-ai răspuns tu mie. Înțelegi? Nu. Atunci sărută-mă. Ia uite, tocmai acum așa să vină și ăștia. Da, tocmai că vrem să... Da, stați aici. Ce râs? Ia uite, fiindcă în sfârșit astăzi stă și Milica pe scaunul rupt. Asta înseamnă că în sfârșit face parte din familie și el, nu? Păi nu-i normal? Magda, hai, servește-ți logodnicul. Da, să rămână, mamă, lasă. Mersi, Magda, mersi. După masă te duci la cinema? Nu cred, sunt obosită. Cine poate să fie la ora? Cine o fi, eu știu? Poate vreun coleg de-a lui Puiu? Nu există, sunt certat cu toți. La mine n-are cine să vină. O telegramă pentru domnișoara. Pentru mine? Semnează dumneata, mama. Da, mama, stai puțin. Extraordinar! Ce este? Ce este? Ce este? De la cine? De la Bobby Jeffries. Aha, cine e ăla? E o prietenă de-a mea, nu știi tu. Bobby Jeffries? Da, Bobby. Americanca, prietena și colega ta de la pension din Elveția. Ea trebuie să fie. Exact. Uite, sosește mâine la București, la Atene Palace. Mă duc să duc recipisa poștașului. Băi, ce plăcere îmi face să revă pe Bobby. Am fost prieteni. Sigur, v-ați scris un timp. 2 ani de zile și de un an nimic. N-am mai dat niciun semn de viață. Da, bine, hai acum mâncați, copii, că se răcește friptura. Mama. Ce? Mama, ia gustă din friptură. Ce? Te gustă, domnule, odată. Nu.
Vai, Magda, gustă și tu. Nu? Voi de mine. Ce are, doamne, ce are? Gustă de mine și ai să vezi, nu mai întreba. Ce are, gustă de mine? Ia, nu mâncați! Nu mâncați că murim toți! Am încurcat sticlele și am pus la friptură în loc de vin spir de naturat! Poftiți, vă rog. Poftim, domnule Tim. Mulțumesc. Luați loc. Să fi văzut dumneavoastră când am primit săptămâna trecută telegrama surioarei dumneavoastră. Ce bucurie a fost pe noi. Da, Bobi a ținut foarte mult să vină la București să vadă pe Magda. Mi-a vorbit mult de ea. A fost prietene nedespărțite la pension. Da, da, nu o să vă reține mult, numai decât e gata, Magda. La cât începe concertul? La 9, doamnă. Pentru asta am venit cu un ceas mai devreme, ca să ajungem la timp. Da, știți, da. Huberman începe să cânte foarte, foarte exact. Da, și surioara dumneavoastră? Bobby? Da. E cu logotnicul ei la un ceai. Ne întâlnim cu toții la concert. Sau eu nu știu cum să vă mulțumesc că mă răsfățați atâta fetița de când ați venit. Aproape că nu mai văd. Bobby o iubește foarte mult și nouă, cum să spun, nouă ne este foarte, foarte simpatică. Știu, știu, mi-a spus. Să vă spun drept, îmi spusese Magda, dar nu credeam că vorbiți așa de bine românește. Am vorbit și mai bine. 6 ani cât am stat în România ca secretar delegației. Și acum nu mai sunteți în diplomație? Nu, nu, după moartea fratelui meu mai mare, tatăl meu m-a rugat să iau locul. Aha. Să-l ajut în întreprinderea pe care o conduce. Și ce meserie are tatăl dumneavoastră? Regele broaștelor. Avem cea mai mare fabrică de broaște din lume. Nu înțeleg. Fabrică de broaște? Da, ce? Și de clanțe, de... asta cum se spune, de mânere, de lacăt. Da. Mă miram și eu că la noi știam că nu le fabrică nimeni. Oră că e singură prin toată bănțile. Știu, credeam că vorbiți de broaște de celelalte cinstite. Nu de alea de ușă. Și cât mai stat la noi? Încă 2 săptămâni. Pentru logodna surorii mele, tata ne-a oferit la câte 3 un mic voiaj. Eu mi-am făcut voiajul de nuntă de la Câmpul Lung la Brașov. Da. Și câte luni a durat? Una, cea de miere. Din care 2 zile dusul și 2 zile întorsul, că ne-am dus cu trăsura cum era pe vremea aceea. Mm-hmm. Jim! Magda! Cred că nu te-am făcut să mă aștepți prea mult, nu? Ești superbă, norocia asta, Magda. Nu te-ai plictisit? Cum era să mă plictisesc? Am vorbit lucruri foarte, foarte interesante cu doamna. Așa, ca să treacă vremea. Eu vă las. Petrecere frumoasă, copii, și noapte bună. Noapte bună, doamna. Noapte bună, maicuță. Nu uiți așa la mine? Mă uit cât ești de frumoasă astă seară. Îngrozitor de frumoasă. Nu fii american. Adică? Nu face complimente comerciale. Cu siguranță că vrei ceva. Chiar numai în schimbul unui compliment. Asta e business. Da? Da. Vreau să-mi dai un deget să ți-l sărut. Cum? Unul singur. Și pe cel mai mic. Ca să vezi cât sunt de modest. Modest, poftim. Știi, Magda, din zi în zi semeni mai mult cu noi. Cu voi? Da. Devii din zi în zi mai american. Cum? De-aia îmi place atât de mult. Și mie, europencele, nu-mi plac deloc. Deloc. Fiindcă nu știu să surâdă. Tu știi? Și să râzi ca noi. Mereu. Știi când ai surâs pentru prima dată americanește? Când? Acum 2 zile la operă. Se cânta Madame Butterfly. Surâdeai americanește. Adică cum? Așa ca acum. Știi când seara aceea la operă m-am amorezat de tine? Oh.
Între actul 2 și 3. Oh, te-ai amorezat de mine. Puțin. Păcat. Păcat de ce? Că te-ai amorezat numai puțin. A, bine, dar de atunci au trecut 2 zile. Ți-ai zâmbit tot timpul. Ai devenit din ce în ce mai americană. Și știi care e rezultatul? Care? M-am amorezat de tine ca un european. După concert o să supăm cu Bobby și logodnicul ei. Nu, nu, n-aș vrea să mai întârzi. De ce? Pentru că mă scol în fiecare zi la 7 dimineața. 7? De ce? Ah, ca să faci gimnastică matinală. Da, funcționarii tatălui tău la câte se duc la slujbă? Nu știu, nu știu că pleacă de la slujbă când mă scol eu. Asta e. Era să uit. Ce? Uite, poftim. Ce e asta? De ieri ți-am adus ceva și umblu cu el în buzunar. O, Jim! Jim, ai nebunit! O brățară cu briliante! Vai, ce minune! Blă-blă! Nu pot să o primesc. De... Nu, cum îți închipui că am să o primesc? De ce? E splendidă! De când sunt n-am văzut o brățară mai frumoasă. Și eu de când sunt n-am văzut un braț mai frumos ca al tău. Jim! Stai să-ți o pun eu. Nu se poate. Trebuie să fi costat o avere. Însă mă răsfeți prea mult. Vai, uite ce ape face. Să știi că toate astea n-au să se sfârșească cu bine. Dumneata mă duci la slujbă cu mașina. La prânz mâncăm la Băneasa, seara la Continental. Nu, Jim, nu. Nu o să se sfârșească bine, să știi. Nu te mai gândi la sfârșit. Suntem abia la început. Fiecare clipă pe care o petrec cu tine, cu voi, e o picătură de otravă. Nu te supăra, dar nu pot să o primesc. Ba da, trebuie. Da. Da, astă seară să știi, după concert nu merg nicăieri. Mă duci acasă. Perfect, mergem acasă la mine. Cum acasă la tine? N-ai spus că vrei să stăm într-o seară de vorbă mult, mult? Stăm astă seară. Luăm ceva de la bar, punem patefonul, bem, dansăm. Ce vrei, conversație mai agreabilă ca asta? Nu, astă seară după concert mă duci la mine acasă. La tine o să vin mai târziu, altă dată. Mă gândesc la mama care mă vede în fiecare noapte, că vin când se luminează de ziua. La fratele meu pe care nu l-am mai ajutat la lecții. La birou, unde întârzi regulat și din ce în ce mai mult. Nu, serios, Jim, nu se mai poate, nu. Sunt extenuată, nervoasă, neliniștită. Fiindcă bei puțin și te gândești mult. Aplică rețeta americană. Bea mult și gândește puțin. Hai să vezi cum îți trece imediat. Vii astă seară la mine? Nu. Atunci vii mâine? Nu, nici mâine. Nu, și cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să nu mai merg nici la concert. Nu crede-mă, Jim, nu sunt cu minte, nu sunt cu minte deloc. Și nu mă mai recunosc. Da, trebuie să rup brusc. Nu mai merg la concert. Bravo! Îți pare bine? Sunt încântat. Mergem în altă parte? Cum? Da, au înflorit tei la josea. Trebuie să fie un parfum. Facem o plimbare cu mașina până la Miorița, da? Cine e domnișoara? O fântână. Apă? Nu. Să n-au de apă. Mergem să bem șampanie. Nu e prea devreme pentru șampanie. Șampanie bem mai târziu. Acum ne plimbăm puțin. Pe urmă mergem să mâncăm și mai târziu. Mergem să bem. Da, și să dansăm. Am o poftă să dansez. Și vreau să bem mult, mult, mult. Să nu te gândești la nimic. Da, să nu mă mai gândesc la nimic. Sau să mă gândesc că e primăvară, că am o rochie frumoasă și o brățară în care sclipesc toate stelele cerului. Magda, auzi muzica militară la josea și teii și în fiecare boschet o pereche de îndrăgostiți. Magda, fii cu minte, Jim. Magda. Hai, ce faci, domnule, joci sau nu joci? Ce să joc, domnule, nu mai joc nimic. N-am avut un joker toată seara, nu vezi? Poate vrei un piopă. Vreau un piopă, uite cum mă lua și tu. Hai, dă și mie. Dacă mi-l dădeai cu fustă în loc de anteriu, poate făceam ceva cu el. Ce este aici? Iată. Tot popă, tot păi... popă. Pahi maslu în cărți. Hai, mamă, tu ce faci, o carte păi sau... Să o iau, nu știu, să nu... Iau, mamă, iau că... Întrebe și nu întrebe, hai să o iau. Da. Adică nu iau. Da. Stai. Păi hotărăște tu odată, numai tu. Lasă, dacă o iau, dacă nu ce te... Iau-te două.
Ai bătut? Hă? Nu eu, pendula. Ah, credeam că ai bătut cu două. Ce două, mamă, că la mine e trei fără un sfert, iau-te, trei fără un sfert. Pendula a rămas în urmă, să știi. Cum, pe, dar am întors-o cu mâna mea azi dimineață. E, nu știu, al meu merge după rând. Adame, ce faci? Joci ori nu joci? Nu mai... Adame, lasă-mă, ce să mai joc? Mai, nu mai joc nimic, gata, e târziu. Ui, uite, e, să terminăm talia asta și gata. Vei, hai, mă mir de ce întârzi atât, dacă mi-a făgăduit că după concert vine direct acasă. Mamă. Nu, a fost programul mai lung, a fost... Da, ce să faci? Ia vezi, dragă, ce nu e ce nu e ce nu stai, mă, pune, uite de ca lumea aici. Uite, ia cartea asta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Păi ce să ești, Remi? Da, să Remi. Și așteptam o singură carte de un ceas, ia uite. Da. Asta este, ce se face? Asta seara văd că e seara așteptatului. Emilică, da. Probabil s-au dus cu toții undeva după concert. Da, că asta... Se poate, dar seara la câte s-au întors? Astea, 11 jumătate. Nu, nu, nici nu era 11. Da, da, chiar nu era. Nu era 11. Dar concertul unde a fost? La Ateneu? Da, la Ateneu, da. Tot ce pot să spun e că Huberman ăsta are totdeauna un program foarte încărcat. Nu, oricât e încărcat, e concert, ce să mai... E concert și când e concert nu e chef ca să se cânte până dimineața ca lăutare. Ce știi tu, mai? Trei. Gata. E trei. E, ce să facem? Îmi pare rău, dar eu nu mai pot să stau. Mai stai câteva minute, dacă ai stat până acum, ai păcat. Nu, că mâine dimineață trebuie să fiu în picioare, am nevoie. Hai, domne, stai că nu mor, mai stai puțin. Mai stai puțin, să vezi ce frumoasă era când a plecat cu americanul. Așa, cine a plecat cu americanul? Da, și nu cu unul. Toți a fost. Cu toți americanii, au venit cu toți ăia. Bobby, Jim, toți erau. Logodnicul lui Bobby și logodnicul ei era. Cum îl cheamă pe el, că avea un nume așa? Stai că nu știu, are un nume de brânză. De brânză. Rockford. Altă brânză. Asta, tot străină. Nu știu. Da, stai puțin, dar n-am mâncat-o niciodată, dar îi zice cumva. Cum îi zice? E... Și vă cună... Ceci. Chester. Chester. Da. E drăguț? Băiatul? Cine, Chester? Ăsta. Ăla la altul, mă, al american, ce cum îi zice? Fratele ei. E un japlan de colorat și antipatic cu niște dinți rânjiți. Cu niște dinți. E și chel. E chel? Oribil. Dacă l-ai vedea. Atunci eu, cum să vă zic, altceva decât noapte bună și să... mamă, te rog, spune-i Magdi că mâine poate să vină mai târziu la birou. Bine. Când vrea ea să vină, să doarmă bine. O să fie probabil și obosită, bine, nu? Bine. Îți spun, sigur. Așa. Numai să nu se fi întâmplat ceva. Ce? Păi, dar știu și eu, dragă, știu, zilnic citești atâtea nenorociri în jurnale. Nicio grijă. Ceea ce s-ar putea întâmpla, Magdei nu se dă în jurnal. Așa, ce adică? Ce vrei tu să spui cu expresia asta? Nu e o expresie, nu, e o impresie de-a mea. Păi atunci, pardon de impresie, că ți-e soară mai mare și nu e frumos să vorbești așa, să știi că... Bine. Nici în glumă, înțelegi? Așa. Noapte bună și sărumile, mama. Noapte bună, dragă. Când ne mai vedem? Păi, când știu eu, când vreți noastră. E chel? E chel, dacă spun că e chel. Așa. Când vreți. Noapte bună. Noapte bună, Mili. Hei. Dacă aș fi în locul lui Milica, eu aș spune de la obraz Magdei ce cred despre purtarea ei, să știi. Puiu, ce faci acolo pe scaun? Stai puțin. Am potrivit pendula la loc. Da, duse-mă în urmă cu un ceas. Eu nu știu, eu nu înțeleg ce poate să facă cu ea în fiecare noapte până la 3-4 dimineața. Ce să facă? Se distrează. Petrece, dansează, e și ea fată tânără. Da. Totuși, nu trebuie să uiți că e logodită. Eu nu uit. Ea să nu uite. Păi tocmai. Am impresia că am uitat și nenorocitul ăsta de Milică e un băiat prea bun ca să ne batem joc de el. Știu. Și eu nu ți-o spun limpede, nu tolerez. Păi fii eu minor, dar sunt singurul bărbat din casă. Și dacă tata a sărăcit și nu ne-a lăsat altceva, am moștenit de la el un nume cinstit și o reputație pe care suntem datori să le păstrăm neatinsă. Hai, puiu, dacă ai ști cum ai semănat cu taică-tu în clipa asta. În sfârșit. Iar a condus-o ala. Sper că astă seară, fiindcă tot nu te-ai culcat și ai așteptat, o profiți de ocazie să-i tragi o săpuneală cum trebuie. N-ai nicio grijă, eu zic rar, dar zic bine. Copii. Bună seara, fetița mami. Mai uitați-vă la ce caragioasă e, cu baloane colorate, parcă e copil. Ce ai tu cu baloanele? Ei sunt foarte frumoase. Magda, să știi, eram îngrijorată. Bine că nu ți s-a întâmplat nimic. Acum pot să spun, mi-ai tras o spaimă. Spaimă de ce? E târziu tare? Așa, aici nu s-a crăpat de ziua. Da, dar ce cu voi? De ce nu v-ați culcat până acum? Fiindcă am avut musafiri. Da, pe cine? Pe Milică. Milică. Ce mai face? Bine, ce să fac? Cu ale lui. De câte ori astă seară înțelegi? N-am mai spus deloc. N-am mai spus deloc, cred că a observat că spune degeaba, fiindcă tot nu-l înțelege nimeni. A spus că mâine dimineață poți să te duci cât de târziu la birou. Foarte drăguț din partea lui. Mama,
Ce? Ia uite-te bine la mine, nu observ nimic? Nu, parcă sticlesc ochii. Da, aici, aici, ce-mi sticlește? Doamne, ce frumusețe de brățară. Și ia să văd și eu. Ia uite. E sticlă marcată. Da, să crezi tu, briliante veritabile. Nu se poate, Magda. Ba da, veritabile. De la cine ai, de la Bobby? Da, te cred, nu era să o am de la Milică. Bine, dragă, dar asta trebuie să coste cel puțin 100 de mii de lei. Da, și știi că bijuteriile astea care costă atât de scump nu se plătesc ieftin niciodată? Fii idiot. Dar nu, sunt psiholog. E o bijuterie, brățara asta. Vai, Magda, s-o port sănătoasă, mamă. Mersi. Și ia spune, ce ați făcut astăzi? V-ați distrat bine? Da, foarte bine. Cum a fost la concert? La concert? Da. Da, la concert a fost splendid. Nu ne-am mai dus, dar am aflat de la niște prieteni care au fost. Vai, ce rău, îmi pare, dacă știam, mă duceam eu cu biletul tău. Na, îmi pare rău că nu m-am gândit. E, nu nimic, și zi, v-ați distrat bine, mă bucur. Mi-am dat voie să mă retrag. Având în vedere că m-am distrat mai puțin bine, mi s-a făcut somn. Vă salut. Tu nu te culci, Magda? Ba da, mă. Eu mă duc, nu că mi-e somn, dar poate adorm. Noapte bună, fata mami. Noapte bună. Pa, dragă, și ai grijă, vei spune bine brățara. O să dorm cu ea super. Noapte bună, maicuță. Vai, puiule, e târziu, de ce nu dorm? Mai speriat. Vreau să-ți vorbesc. Da? Ei, nu mai spune. Aș putea să știu și unde ai fost până la ceasul ăsta? Întreabă-mă unde n-am fost. La șosea, la cine, la melodii, în toate barurile. Și ce ați făcut acolo? Am jucat loton. Degeaba vrei să mă ia așa, că nu scap cu glume. Deși sunt fratele tău mai mic, în calitatea mea de bărbat, ce sunt mai mare, da. Și sunt dator să spun ceea ce mama n-a îndrăsnit. Da, și ce anume? În legătură cu Milica. Cu Milica? Te înștiințez că e foarte supărat din cauza americanilor, răstora cu care umbli de dimineața și până dimineața. Ți-a spus el? Nu. Bine că e prea demn și prea cum se cade ca să se plângă sau să facă vreun reproș. Nu s-am observat că nu e mulțumit. Ascultă, Magda, nu e frumos ce faci. De ce fac? Tu știi că întotdeauna, în afară de dragostea mea de frate, am avut pentru tine o considerație deosebită. Puiule. Acum însă, de când cu gangsterii ăștia, ai deraiat, nu mai ești tu, nu mai știi ce faci. Puiule. Îți pierzi timpul în locuri care nu sunt pentru tine și pentru viața ta pe care o trăiești. Magda, tu nu ești făcută pentru ca să te întorci acasă dimineața cu brățări suspecte pe brațe și balonașe colorate, auzi? Suspecte? De ce suspecte? Cred că o prietenă bogată ca Bobby poate să-mi facă un dar, nu? Uite cum sculăm pe mama. Recunoaște că e splendidă, nu? Recunosc. Prin urmare, nu e suspectă, e splendidă. Și te rog să retractezi imediat. Nu retractez. De ce? Pentru că nu e de la Bobby, e de la fratisul. Da, e de la el. Mare detectiv particular ești tu, mă, piciule. Nu sunt detectiv, sunt psiholog. Oh, psiholog. Copiii nu sunt psihologi. Dar eu nu mai sunt copil. De când? Aseară la 7, când te-am văzut ultima oară, erai. M-am schimbat în noaptea asta. Bine, recunosc că nu mai ești copil. Și fiindcă adinea ori m-ai întrebat ce am făcut astă seară, uite, o să-ți spun. Dar nu fiindcă ești bărbat, ci fiindcă vreau să fii liniștit. Fiindcă ești neliniștit, nu-i așa? Da, Marta. Ei, n-am făcut nimic din ceea ce ție teamă că aș fi putut să fac. Da, am râs. Am dansat ca o nebună. La melodii, dansatorul localului m-a luat pe englezește. I beg your pardon. Credea că sunt și eu americană. Și mi-ai spus că nu ești? Da, ce era să-i spun? Că tata a fost unul din inginerii cei mai buni din România, că a construit poduri, silozuri, diguri și că din toate astea s-a ales cu o mormântare de clasa 3-a la Sfânta Vineri. Magda. Da, că eu sunt numai o biată stenodactilografă și lucrez în biroul logotnicului meu care vinde accesorii de automobil. No, nici nu m-am gândit. L-am lăsat să creadă. Da, dacă ai făcut numai atât, nu e nimic. Și acum ești liniștit? Da. Și îți mulțumesc, să știi. Pentru ce? Pentru că m-ai liniștit. Pui. Te aveam atâta nevoie, Magda. Ce curios, ce curios. Am stat cu tine de vorbă ca și cum aș fi stat cu un om în toată firea. Pentru că sunt Magda. Da,
Da, văd și eu că ești. Auzi? Înainte de a mă duce să mă culc, aș vrea să te rog și eu ceva. Da, ce? Hai spun. Dar îmi făgăduiești că nu o să mă refuzi? Da, îți făgătuiesc. Dă-mi și mie un balon de asta colorat. Vezi cum șlefuiești lagărul ăla? Că domenică patronul azi întors pe dos, nu știu ce are. Cufnește și trăznește. Pe mine m-a și altoit mai adinea, vrea așa de pomană, că am scăpat pila pe jos. Vezi că a venit un client. Salut! Să trăiești, Nea Gogule, ce s-a întâmplat? Carburatorul ăsta are ceva, cred că plutitorul. Nea Gogule, eu zic că trebuie schimbat. Dar de ce schimbat? Dacă îi punem un plutitor nou, gata. E în regulă. Ascultă-mă pe mine, cu ăsta nu mai faci nimic, ai uzat tot. Despre ce-i vorba acolo? Se trăiți? Dumnealui crede că mai poate merge cu carburatorul ăsta și eu îi spun că îi trebuie unul nou. Pun un plutitor nou și gata. Da, noi nu vindem plutitoare separate, domnule. Se poate, domn Dumitrescu, dar nu e prima dată când. De ce să cumpăr carburator nou acum pentru un flac de plutitor? Mă, dar rugat-o să cumperi? Dumneata ai venit singur în prăvălie, eu nu rog pe nimeni să cumpere, gata. Cine vrea, cumpără, cumpără, cine nu, adio și un praz verde. Eu n-am spus că mă zilești dumneata să cumpăr. Cum ai spus, domnule? Adică și eu nu știu ce vorbesc și eu stâmpit? Ai spus! Și dacă nu-ți place cum ești servit, înțelegi, adică să nu mai vin. Gata! Bine, dar... Niciun dar, eu nu fac daruri. Eu nu aduc clienții aici cu țira și cu ei mi-i place bună ziua. Uite acolo ce scrie, uite. Rog, închideți ușa! Și dacă se poate chiar pe din afară, înțelegi? Îmi pare rău că vă supărați așa ca văcarul păsat. Cum e că văcarul? Uite ce e, văcar ești dumneata! Că ai călcat 100 de maci până acum cu rabla ta. Și ești și eu praznic. Eu n-am nevoie de clienți, înțelegi? N-am nevoie de nimic. Îi dau dracului de client, îi prăvălia și gata! De ce are stăpânul azi? Are draci? Da, nu știu nici eu. De câteva zile nu e el între ale lui. Parcă e lovit cu leucat. Mi se pare că s-a stricat căruța cu logodnica. N-ai văzut că de când nu mai dă ea pe aici nu-i mai intră nimeni în voie jupânului? E chestie de amor la mijloc. Ei, și ce? Dacă s-a certat cu logodnica, trebuie să zbire la mine să mă insulte? Cuțu să-mi ziceți când o mai pune picioarele aici? Are dreptate. Ce are a face logodna jupânului cu carburatorul clientului? E drăcie cu pălărie. Uite care, că amândouă s-au stricat. Alo, da. Magazinul Dumitrescu, vă rog. Da? Cine întreabă, vă rog? Nu, vă rog, domnișoara n-a venit astăzi la birou, vă rog. Un moment, vă rog, să-l întrebă domnul Dumitrescu, vă rog. Domnul Dumitrescu! Da, ce? Poftiți la aparat, vă rog. Cine? Păi, n-a vrut să spună, o caută pe domnișoara Magda. Da? Și? Unde o vezi tu? O vezi tu aici? Nu, dar întreabă numai când vine domnișoara. Păi și tu nu vreau să știu când vine? Ce, într-o ghicitoare? Miercuri a venit la 10, ieri la 11, azi n-a venit deloc. De unde vrei să știu? Atunci ce să-i spun? Ce să-i spui? Că ești un tâmpit, asta să-i spui. Nu-i spun. Alu, vă rog, în orele de birou, convorbirile particulare sunt interzise. Mărți la treabă, mărși, hai! Bun sar, Milica, să nu fii supărat, te rog, am întârziat. Atâta însă americani au vrut să vadă snagovul la dejun. Și l-au văzut? Da, da. Domnul Dumitrescu, ce facem cu chestia cu amortizoarele? Ce să faceți, să vă duceți, dracule, asta să faceți, hai! Oh, știi ce frumos e snagovul primăvara? Am verzit pădurea și sunt atâtea păsărele, o filarmonică întreagă. Tu ai fost vreodată primăvara la Snagov? Nu, am fost o singură dată în decembrie, iarna. Iarna la Snagov? Da, da, m-am dus să mă dau pe gheață. Puteai să te duci în Cismigiu, că e mai aproape. Vrei să mergem duminica asta? În Cismigiu? Nu, la Snagov. Nu, mulțumesc, nu merg. Vara nu mă dau pe gheață. Pune mâna pe șaiba aia mai repede acolo, dai drumul. Milica, Milica, ce-i cu tine? Ha? Milica, n-auzi, ce-i cu tine? Ba da, aud. Ce? De ce nu răspunzi? Încă n-am conversație, n-am. Dar ce ai? Ce s-a întâmplat? Nimic. M-am săturat și atâta tot. Te-ai săturat? Nu înțeleg, de ce te-ai săturat? Știi tu foarte bine de ce. Nu știu. E mai mult decât poate îndura un om. Cel mai bun om. Ceea ce simt de 10 zile încoace întrece orice chipuire.
Sufăr ca un nenorocit, ca un câine. Tu? Mama ta mi-a spus mai de mult să-ți spun tot limpede, dar eu n-am vrut, am vrut să te las, să te distrez, să zic să-și facă ea gustul acolo, să... De atâtea zile mă frământ rad și nu știu ce să fac. Bine, Milica, dar tot ce fac eu n-are nicio importanță. E sigur, păi ce importanță are pentru tine că ești logodnica mea? Niciuna n-ai. Și a fost destul să vină o telegramă ca să uiți tot, dar absolut tot. Ascultă, ascultă, Milica, nu vreau să ne certăm. Se poate să ai și tu oarecare dreptate din punctul tău de vedere. Deocamdată însă sunt liberă. Cum liberă? Adică cum? Ia uite de la ea acum. Adică umbli noaptea după noapte prin tot Bucureștiul cu oameni străini și tu îmi spui mie că... Dar ce ești tu, floră reață? Ce ești, birge? Ce ai să cuțe de toate străzile? Doamne, Milica, e îngrozitor. Păi să știi că ești îngrozitor și să știi că eu m-am decis. Eu nu mai pot, eu nu mai tolerez în primul rând și nu mai închid, înțelegi? Păi ăla îmi pun chiar pe tine te zlopesc în bătaie, știi cum? Așa, pac, 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 imediat, mama, mama. Pe mine? În bătaie? Cu ce drept? Eu cu ce drept, dar nici logodnica mea? Nu! Cum nu? Ai fost logodnicul meu! Poftim, verigheta! Nu mai sunt logodnica ta! Magda, stai, ce spui, Magda, te rog! Nu mă atinge! Magda, stai puțin, Magda, te rog, nu pleca! Nu! Magda! Nu plec, fug! Dacă aș putea, aș vrea să zbor, să ies mai repede de aici! Nu mai am ce căuta aici! M-am înșelat! Magda, te rog, miște-te, te-ai luat! Bună seara! Bună seara, mama. Am trecut pe aici și am venit să vă iau, da. Să mergem la masă. Dar ce este? Ce cu voi? Ce s-a întâmplat? Am rupt logodna, mamă. Ce? Magda, fata mamii nu-mi vine să cred. Nu plânge, mama, așa a fost să fie. Nu se mai putea altfel. Dragă, dar Milica e un băiat așa de bun, așa de cum se cade. Tocmai de-aia. Nu cred că l-aș fi putut face fericit. Și nici eu nu știu dacă aș fi fost. Magda, draga mea, totuși... Nu, mamă, nu. După ce le întâmplate astăzi între mine și Milica, nu mai poate fi vorba de... Și e mai bine că s-a întâmplat mai curând. Eu nu sunt făcută, mamă, pentru o viață monotonă. Nu! Simt în mine chemarea altei lumi. Mă simt atrasă de puteri pe care nu le-am știut până acum, spre alte țări. Fetița mea, eu nu m-am amestecat niciodată în treburile și în gândurile tale. Totdeauna am crezut că ceea ce faci tu este cu minte. Acum însă, să știi, cred că n-ai judecat destul, fetița mea. Viața asta pe care o duci de când cu americanii te-a impresionat probabil și te-a făcut să te gândești la lucruri care nu sunt pentru noi, Magda. Oamenii ăștia au să plece mâine, poi mâine și tu ai să rămâi și pe urmă... Da, să rămân? Nu, no, nici nu mă gândesc. Magda... Bobby m-a invitat de 100 de ori să mă ducă în America. În America? Da, mamă, da, în America. Bobby mi-a spus că îmi face imediat o situație strălucită la banca lor. Doamne. Tatăl ei are una dintre cele mai mari bănci din New York. Da, mamă. Da, totdeauna am avut în mine pasiunea neprevăzutului. Uite, în clipa asta simt că se decide viața mea, mamă. Magda, și noi să rămânem singuri? Să mergem, mamă, e târziu și până mă schimb. Iar te duci în oraș astă seară? Mai ales astă seară. Fiindcă sunt liberă. Alo, da? Aici, Hotel Atene Palace. Recepția. Nu vă rog, nu este acasă. Da, a ieșit. Alo, Hotel Atene Palace? Da, vă rog, camera 347. Domnișoara, ce dorește? Îl caut pe domnul Jim Jeffries. Domnișoara Magda? Da. Domnul Jeffries vă așteaptă în hol. Poftiți, vă rog, vă conduc eu. Mulțumesc. Poftiți. În fotoliu din colțul salonului. Jim. Te așteptam, Magda. Ești superbă, ca de obicei. Am întârziat puțin. Nu te super, dar plouă foarte tare și... Nu, ia loc. Nu faci nimic. Ia spune, frumoasa mea, până la 1 ce facem? Ce chef ai astă seară? Unde vrei să mâncăm? Știu eu, în tot cazul, aș vrea să mergem într-un local liniștit. Da, să fiu numai cu tine, fără muzică, fără zgomot, fără lume. Sunt foarte lirică astă seară și mă simt așa de bine că sunt numai cu tine. Da, dar unde găsim un local numai pentru noi doi? Știu eu, ești bărbat, caută, inventează. Am inventat. Hai la mine, sus. În camera ta? Sus. N-avem decât să urcăm 3 etaje cu liftul
Și am ajuns. Vrei? N-am nimic contra. Cum? Nu te mai temi? De cine? De mine? Eu nu mă tem de nimic. Ai atâta încredere în mine? Nu, n-am niciun pic. Am însă o încredere enormă în mine. Asta nu poate fi decât un stimulent. Stimulent pentru ce? Pentru ce? Așa, în general. În general nu e interesant. De ce? Așa. Magda, nu știu ce ai astă seară. Ce am? Ești mai frumoasă ca niciodată. Cu tine se petrece ceva deosebit astă seară. De ce? Fiindcă am vrut să merg sus la tine? Nu, nu numai de asta, dar și de asta. Tot ce pot să spun este că seara asta este cea mai importantă din viața mea. De ce în seara asta? Nu știu. Dă-mă țigară. Da, poftim. A, nu, nu. Nu aici. Sus. Adică nu. Du-te tu înainte. Da? Uite cheia. Da, de ce? De ce să mă duc eu înainte? Dacă ne ducem împreună, poate să ne vadă cumva și... A, da. Da, ce număr ai la cameră? 165, etajul 3. 165, etajul 3. Bine. O telegramă, Mr. Jeffries, de la New York. Da, mulțumesc, domnul Roger. E așa de frumos să stai cu lumină mică într-o cameră la Atene Palace și să asculți cum plouă. Da. Ei, cum îți place vizuina mea? Foarte drăguță. Ce bem? Nu, eu nimic. O, cum? Uiți că n-am băut nimic toată seara. Bătrânul vroia să-l însoare pe Kid cu fata asociatului lui. Kid s-a împotrivit, iubea o artistă de musical. S-a rugat, amenințat, dar tata a rămas neclintit, dur. Dur ca rama care se scoate din minele lui din Montana. Un ceas după ultima ceartă, fratele meu Kid s-a împușcat. Și acum e rândul tău să te însori cu fata asociatului, nu? Da. Acum e rândul meu. Eu sunt mult mai tânăr decât fratele meu și nu pot să lupt pentru un ideal ca el. Eu sunt mult mai slab, mai laș ca el. Ai dreptate, Jim. Ai dreptate, te înțeleg. Să nu crezi că nu m-am gândit de atâtea ori să te iau cu mine, să nu-mi pese de nimic, de nimic. M-am gândit însă... Eu tot trebuie să mă însor cu fata asociatului tatei. Că va trebui să te văd pe ascuns. Și nici măcar în fiecare zi, cine știe unde, nu, nu... Nu, nu. Magda. Da. Vezi placa asta? Corul marinarilor din Madame Butterfly. Am cumpărat-o după ce am fost în prima seară la operă. O ascult mereu. Te mai văd înainte de plecare? Nu. Cred că este mai bine așa. Da. Da, înțeleg. Un moment, Magda, să te conduc. Nu, nu, nu e nevoie. Îți mulțumesc. Atunci cu plăcere, el cavaler cu șic, îi dete un țap cu bere și alune la fișică. Ia te uite, 7. 7 și curățenia.
și curățenia. De ce te-am găsit cântatul, soră? Scol copiii. La câte ți-a spus puiul să-l trezești? Păi la 7:30. Și domnișoara? Domnișoara nu mi-a spus nimic și nici nu mi-a lăsat scris. Magda! Fata mea, ce-i cu tine? Acum ai venit? Da, mama. Doamne, trebuie să fii moarte de oboseală. Cel puțin v-ați distra bine? Foarte bine, da. Dar ce palidă ești, Magda. Atâtea nopți nedormite, du-te să te culci. Nu, 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 nu mă mai culc. Ar fi bine totuși să te odihnești puțin. La câte scoli? Chiar acum. Sper că acum de dimineață n-or să mai vină americanii să te ia. Nu, n-or să mai vină. Nu? Nu, nici azi, nici mâine, nici poi mâine. Dar ce s-a întâmplat? Nu, nimic, nimic important. Da. Magda. Mamă, măicuț, măicuț. Vino încoace. Ia-mă lângă tine, ia-mă în brațe și strânge-mă bine, mie feric. Fetița mea scumpă, ce e cu tine? Ce ai, Magda? Stai așa și nu spune nimic, nu m-a întrebat nimic. Doamne. Nu te speria, măicuțo, nu s-a întâmplat nimic grav. Poate chiar ție o să-ți pară bine de ce s-a întâmplat. Mie? De ce? Au plecat. Cine? Americanii și Bobby și Chester. N-au vrut să te ia cu ei. Nu, Bobby nu mi-ar fi putut da niciun loc șor în banca lor și Jim nu se poate însura cu mine, fiindcă tatăl lui e de piață. Vezi, puișorul meu, că ți-am spus eu. Magda. Ai avut dreptate. Voi, părinții, aveți întotdeauna dreptate. Cum mi-am putut închipui măcar o clipă că Jim mă iubește cum am putut? Nu-i nimic, fetița mea, nu-i nimic, o să treacă și asta. Oh, Doamne, n-ai mai stat așa în brațele mele de când erai mică și trebuia să-ți spun povești ca să te ator. Ce poveste să-ți spună mama ca să te liniștească? Eu cred că ceea ce-ți trebuie ție în viață este o siguranță, Magda. Un refugiu de zidurile căruia se sparg toate valurile pe care le ridică furtunile vieții. Căminul, familia, Magda, viața bună, simplă, a traiului nostru în comun, cu părinți, cu frați, cu copii. Viața asta, cu bucuriile ei. Viața așa cum este a noastră. Cu cafeaua cu lapte de dimineață când plecați la treburi. Cu glumele de la prânz când mă tachinați pe mine și râdeți de Catinca. Cu o carte bună și un pahar cu ceai fierbinte iarna la gura sobei. Viața cu muncă, cu disciplină, cu visuri măsurate, Magda. Un logodnic liniștit și de treabă. Asta este ceea ce cred eu că-ți trebuie ție. Și asta este singurul basm pe care ți-l mai pot povesti acum, când inimioara ta a suferit cea din tâi încercare grea. Ai dreptate, măicuță. Am, fetița mea, am. Și vezi tu, ce este mai curios este că eu aveam impresia că voi, tineretul de astăzi, nu mai credeți în familie, în cămin, în viața organizată după puterile fiecăruia. Văd însă că m-am înșelat. Mă uit la tine și văd că m-am înșelat. Fiindcă te uiți la mine și mă asculți așa cum m-am uitat și am ascultat-o eu pe mama. Și vezi tu, cine crede că poate distruge vreodată familia este un nebun și un netrebnic. Familia Magda o să trăiască cât lumea, fiindcă ea este doica la care am supt toți copiii pământului. Măicuța mea dragă. Fetiță. Și dacă ai ști că în zilele astea, când m-am gândit așa de puțin la voi, n-am fost nici măcar fericită. Nu? Nu. Pentru că noaptea, când reintream în odăița mea și stingeam lampa, îmi dădeam seama că ziua aceea fusese totuși goală. Da. Mă chinuiau mustrările de conștiință. Mă gândeam că n-am mai lucrat nicio floare la fața de masă pe care ți-am făgăduit să o fac gata de Crăciun. Magda. Da, mamă, că nu i-am mai ajutat lupuiul la lecții, că mă port rău cu Milică. Nu știu, dar dimineața vârteșul începea iarăși. Știi, gândurile mele bune rămâneau iarăși în odăița mea. Da, acum gata, mamă, gata, s-a isprăvit. Sigur. Da, mi le voi regăsi pe toate. Sigur. O să caut să mă domin, nu? O să muncesc din nou și mai mult decât până da, acum. Da, fetița mea, sigur. Făcușo! Bună dimineața, Catinco! De ce? Ai dormit îmbrăcată? Da, îmbrăcată, da. Au, să-l trezesc pe domn Puiu. Bate mai tare, că doarme greu. Iute, dar de ce nu se deșteaptă? Da, chiar ce-o fi? Dar ce-i cu el? Puiule! Puiule! De unde vii la ora asta?
Să nu-ți mâna. De unde vine mernicule? Vai, este făcut. Da, mamă. În casa asta se poate bea două cafele cu cerușă? Două? Dar de ce mai ești cu cineva? Sunt cu prietenul meu. Care prieten? Cu care? Cu domnia sau... Bună dimineața, Milica. Vai, e făcut. Bună dimineața, Milica. Bună dimineața. Dar de unde veniți acum? Da, așa, unde îi spunem? De la vânătoare. De la vânătoare. Ce vânătoare? Nu știu ce vrea să-mi puște Milica pe la băneasa, pe aeroport. Nu? Dar dacă nu pleca, bineînțeles. Dar de unde ați știut voi că pleacă? De la hotel, după ce ne-a spus portarul că pleacă de dimineață. Da? L-am pândit la aeroport și ne-am convins. V-ați convins? Nu ne-am convins. Ba da, parcă tu nu știi, Magda. Dacă nu-i convingeam... Milica, ia vină-mi coace. Ia spune... Mai ești supărat pe mine? Dă-și din gura, măi, dă-și din gura acum, gata, că vorbesc cu ei. Nu, să nu ne mai amintim de tot ce a fost, gata. Milica, îți mulțumesc. Da. Ce ne-am mai plimbat cu puiul toată noaptea la Catinca, fă-le două cafele cu cenușă. Da, de ce cu cenușă? E, sunt bune după chef. Da, atunci fac și mie una, Catinco. Păi dacă e așa, fă patru, Catinco. Ca să vă spun drept, copii, azi noapte n-am mai putut de supărare și am băut și eu. Da, da. Tot vinul pe care trebuia să-l pună Catinca la friptură săptămâna trecută, în loc de spirit de natură. Ați ascultat Domnișoara Butterfly, comedie de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: Magda, Melania Cârje; Mama, Ileana Stana Ionescu; Puiu, Daniel Horhocea; Milică, Virgil Ogășanu; Jim, Alexandru Repan; Catinca, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Neagogu, Dem Savu; Meșterul, Dorin Dron; Nelu, Ion Angel; Recepționerul, Ion Pascu; Regia de studio, Crânguța Manea; Regia muzicală, Timuș Alexandrescu; Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; Regia artistică, Dan Puican.